continuare în Ioan capitolul 12, în prima porțiune a textului. Suntem, așa cum am văzut, cu doar câteva zile înainte de moartea lui Iisus. Iisus revine din exilul său și se arată în mod public în Betania, satul lui Lazar, lui Marta și lui Maria, unde Iisus, cu puțin timp înainte, l-a înviat pe Lazar. Și după orice calcul uman, după orice logică, este o decizie absolut sinucigașă. Știind că autoritățile sunt pe urma lui, știind că hotărârea s-a luat să se pună mâna pe el și să fie omorât, și nu doar pe el, ci și pe Lazar până la urmă, știind toate aceste lucruri, a luat decizia de a merge la o masă festivă unde să stai 3-4 zile în public, cu o gloată de oameni care a venit ca să îl vadă pe Mântuitor, care a venit ca să îl vadă pe Lazar, este, după orice calcul uman, o decizie sinucigașă. Tensiunea la acest moment, pentru cei care sunt conștienți de ceea ce se întâmplă, și nu prea mulți sunt conștienți, este exagerat de mare. Pentru noi, ca și cititori a Scripturii, care urmărim acest narativ și înțelegem că suntem la doar câteva zile de răstignirea Mântuitorului, fiecare cuvânt care îl citim ar trebui să fie extrem de încărcat, extrem de tensionat. Cu fiecare cuvânt ne apropiem cu o clipă, cu un moment, cu un zi mai aproape de momentul răstignirii. Și spre sfârșitul acestei mese festive avem acest eveniment minunat, acest eveniment inexplicabil. Maria, într-un gest șocant, sparge acest vas de alabastru cu o litră de mir, un parfum deosebit de scump, un parfum care valora un an întreg de muncă, de trudă, de salariul unui om în acea vreme, un an întreg. Și arătând dragostea ei față de Iisus, îl unge din cap până în picioare cu parfumul acesta scump și de parcă nu ar fi suficient. Nu se oprește doar acolo și ea se dăruiește pe sine, ștergând picioarele Mântuitorului cu părul ei. Într-un gest, într-un act, într-un simbol minunat de dragoste, de devotament față de Mântuitorul ei, față de cel care l-a înviat pe Lazar, pe fratele ei, și față de cel care i-a promis că dacă crede în el, și ea va fi înviată și ea va fi scăpată de osânda morții și de osânda pierzării. Un gest absolut minunat. Și acest gest, această scenă care se petrece, dacă ne uităm cu atenție, această scenă care se petrece până la un moment dat în liniște, în tăcere, cel puțin nu există o interacțiune, Maria nu vorbește cu Domnul Iisus, Domnul Iisus nu vorbește cu Maria, tot ceea ce se petrece este tainic, este în lăuntru lor. Acest gest provoacă trei reacții care până la urmă se verbalizează, sau cel puțin trei reacții care sunt surprinse în acest text, în Ioan 12. Este în primul rând reacția lui Iuda, care este primul care sparge tăcerea, ia cuvântul și își spune punctul de vedere. Este în al doilea rând cuvântul sau reacția lui Ioan, care este naratorul nostru, evanghelistul Ioan, care scrie acest text. Și este în mod conclusiv, în mod final, reacția sau perspectiva Domnului Iisus, care dă verdictul asupra acestui eveniment și asupra lui Iuda și pune punct la această pornire a lui Iuda de a deruta, de a strica acest eveniment. Și cred că fiecare reacție, fiecare perspectivă care este prezentată în acest text are ceva deosebit de important să ne înveți. Cred că fiecare cuvânt este pus acolo prin călăuzirea Duhului Sfânt ca noi astăzi, citind acest text, să putem învăța din fiecare perspectivă. Să învățăm din perspectiva lui Iuda, să învățăm din perspectiva lui Ioan, să învățăm din perspectiva lui Iisus. Trei perspective, trei lecții diferite. Iuda, în primul rând, este cel care, văzând acest gest spectaculos, această dragoste fenomenală care se arată
prin darul acesta minunat care îl face Maria, nu mai poate, este așa de tulburat și este așa de deranjat, încât nu mai poate și trebuie să ia cuvântul. Probabil că cu alte ocazii Iuda a fost în stare ca să își controleze impulsurile lui de hoț, de ipocrit, de tâlhar, văzând când probabil mergeau și se făceau cumpărături sau se foloseau banii care erau a celor 12 în alte scopuri, probabil că de multe ori se putea abține, știind că până la urmă ia și el partea lui. Dar de data aceasta, văzând ce sacrificiu mare să faci, văzând că această femeie sparge acest vas care valorează 300 de denari, adică un an de zile de muncă, și îl unge pe Domnul Iisus, nu mai poate, este așa de tulburat și ia cuvântul și spune în versetul 5: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de denari și să se fi dat săracilor? Și se dă pe față. Vedem în Iuda ipocrizia necredinciosului religios. Este în primul rând un ipocrit pentru că el nu crede ceea ce spune. El nu crede ceea ce îi îndeamnă pe alții să facă. El nu crede în Domnul Iisus, el nu-L iubește pe Domnul Iisus, el nu vede o valoare în Domnul Iisus și totuși, deși nu crede, se prezintă precum ar fi unul din ucenicii săi. Și Ioan până la urmă îl prezintă ca atare. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis. Deși el nu crede, deși el nu iubește, el pretinde că este un ucenic. Ba mai mult, să crede un ucenic important. El deține caseria, are o funcție în această mică bisericuță. Ba mai mult, nu este suficient ca să dețină caseria, nu este suficient să spună că este ucenicul lui Hristos, acum să pretinde predicator. Începe și ține morală la celălalt și spune: măi, oameni buni, facem risipă? Nu mai iubim noi săracii? Dar el nu crede. El spune aceste lucruri pentru că iubește banii, dar pretinde că îi pasă de cei săraci. Când de fapt ne spune Ioan că el este un hoț, care nu este interesat de săraci, care nu este interesat de Domnul Iisus, care este interesat ca să-și ia partea lui din tot ceea ce se punea în pungă. În al doilea rând, este un necredincios pentru că este necredincios. Cineva îmi punea întrebarea la un moment dat și n-am luat-o foarte în serios, dar într-adevăr este o întrebare interesantă. Cu cine a mers Iuda când Iisus i-a trimis doi să facă lucrarea Domnului? Cu cine a mers Iuda și cum a arătat evenimentul acela? Știi? Nu știu. Petru s-a dus cu Ioan. Au scos draci, au făcut minuni și se tot minunau. Cum ne-a ales Domnul pe noi? Cum putem sta în preajma Mântuitorului? Cum avem puterea să facem lucrurile acestea pentru slava lui Dumnezeu? Iuda s-a dus cu nu știu cine și ce discuții au avut când au scos draci, au făcut minuni, s-au întors înapoi la Mântuitorul în extaz. Doamne, uite ce am putut noi face! În numele Tău ce am putut noi face! Și Iuda nu crede. Au scos draci, au făcut minuni, au avut stări de extaz. Și Iuda nu este altceva decât un exemplu viu a ceea ce spune Scriptura și a ceea ce spune Mântuitorul Matei 7, de la 21 la 23. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, inclusiv unii ca și Iuda: Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune limpede: niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi ce săvârșiți fără de legea.
Un frate săptămâna aceasta m-a întrebat, frate, aceste minuni, aceste prorocii, aceste evenimente spectaculoase care deseori în istorie am văzut că de cei care vin ca să înșele s-au întâmplat. Cu a cui putere s-au lucrat aceste lucruri? Pe câteodată s-a lucrat cu puterea satanei. Și de altă dată, cum a fost cu Iuda, s-a lucrat cu puterea lui Dumnezeu. Iuda, necredinciosul, cel care a vândut pe Mântuitorul nostru, cel care l-a scuipat în față și l-a călcat în picioare pentru un săculeț de bani, a scos draci cu puterea și numele lui Hristos. Lecția. Faptul că ești un instrument al Harului Dumnezeu și ești folosit de Dumnezeu pentru scopurile Lui mărețe, să scoți dragi, să vindeci, să prorocești, să faci minuni cum n-a făcut nimeni, nu garantează că tu ești al lui Dumnezeu. Tu poți fi Iuda. Tu poți fi acel care ajunge și spui, Doamne, n-am făcut, n-am scos, n-am prorocit, n-am vindecat. Ba da! Meritul meu, va zice Domnul, nu a tău, tu n-ai crezut. Tu n-ai iubit. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi ce săvârșiți fără de lege. Peste tot, prin Ioan, peste tot prin Evanghelia lui Ioan, vedem diferite tablouri care ne arată trei variante diferite asupra credinței. Ne arată în primul rând necredința, care este deseori văzută între iudeii necredincioși, între farisei, între preoți, între cei care conduc soborul. Ne arată în al doilea rând falsa credință, cei care s-au înșelat doar singuri, cei care cred că sunt ucenici, probabil cel mai grav exemplu este Iuda. Și adevărata credință. În primul rând, necredința este arătată prin cei care sunt împotrivitori față de Hristos. Și exprimă această necredință în mod verbal, în mod deschis, ba mai mult, condamnă pe Hristos în mod public. Dacă fac un paralel, pentru că săptămâna aceasta am avut mai multe discuții despre pilda semănătorului din Matei 13 și m-au marcat discuțiile. Mie îmi place să am așa discuții contrare, pentru că la un moment dat îmi place să cred că am bunul simț să-mi revizuiesc punctul de vedere și am momente în care, având o discuție așa de contrară cu oameni care sunt așa de convinși că au dreptate, mă duc și trebuie să iau Scriptura și să zic, mă, poate n-am știut eu bine, poate n-am citit eu bine. În Matei 13, acest gen de, între ghilimele, credință sau necredință e arătată prin prima variantă. Iată, semănătorul a ieșit să semene, în timp ce semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Adică n-a avut niciun efect. Evanghelia s-a vestit, minunile Domnului Iisus Hristos s-au întâmplat, oamenii au privit și au zis, nu credem. Niciun efect. Sămânța a fost bună, ei au fost stricați. În al doilea rând, vedem falsa credință, cei care s-au înșelat singuri, cei care proclamă că cred, dar în momentul în care motivația reală pentru credința lor dispare, ei se leapă de Hristos. Sau în momentul în care credința, între ghilimele, credința, convingerea lor, îi costă ceva, ei se leapă de Hristos. De exemplu, cei peste 5.000 care am văzut în Evanghelia după Ioan, că după ce au mâncat pâine și pește și s-au săturat, când au văzut că Hristos nu a venit să le dea non-stop pâine și pește, ce au făcut? L-au părăsit. Cu doar o zi înainte proclamau că erau credincioși, proclamau că erau ucenicii lui, proclamau că vroiau să-l facă împărat. Sau cei care au zis că cred, dar în momentul în care a trebuit să sufere persecuția soborului, persecuția preoților iudaici, au zis, nu vrem să fim dați afară din sinagogă ca orbul care a fost vindecat. Am fost și noi convinși că omul acesta este un învățător de la Domnul, am sperat că este
împăratul care îl așteptam, dar dacă trebuie să suferim pentru el, noi nu de aceea am crezut, între ghilimele, ca să suferim pentru el. Noi nu vrem harul nu numai să credem, ci și să suferim pentru Hristos. S-au lepădat de el. Se leapădă de convingerile lor, pentru că ei nu au crezut cu adevărat și doar au fost singuri înșelați. Spune Hristos în Matei 13, o altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde nu avea pământ mult, a răsărit repede, adică au fost anumite efecte acestei sămânțe. Evanghelia, până la urmă, are efecte, chiar dacă nemântuitoare. Civilizează, de exemplu. Sunt oameni care vin la biserică și s-au lăsat de băut pentru că sunt în cadrul bisericii, pentru că aud cuvântul Domnului, pentru că sunt demnați de frați și nu-s mai bețivi. Dar nu-s mântuiți neapărat. Sunt civilizați. Sunt oameni care îți băteau nevestele, dar acum sunt într-o biserică în care nu-ți poți bate nevastă. Pentru că te bat frații dacă îți bați nevastă. Și nu-și mai bat nevasta. Dar n-au nicio treabă cu Hristos. Să văd ceva efecte. Pentru că Evanghelia, la fel ca și cartea, ca și orice carte, da? Te civilizează. Te educă. Dar ea trebuie să fie crezută, să ia rădăcină, să dea rod, să te transforme, să te nască din nou ca să mântuie. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde nu avea pământ mult, a răsărit repede pentru că nu avea pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a ofilit și fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, iar spinii au crescut și i-au sufocat-o. Altfel spus, nu s-a produs nașterea din nou. Nu s-a produs transformare. Au fost efecte pe moment, până în ziua următoare, până când razele soarelui au adus căldura ei și au ofilit-o, sau până când spinii, greutățile, le-au pus pe om să se confrunte cu convingerile lui și să spună, am crezut că cred, dar spinii aceștia m-au convins altfel. Greutățile acestea m-au convins altfel. Sacrificiile acestea m-au convins altfel. Și în al treilea rând, adevărata credință. Adevărata credință care spune Domnul Iisus în Matei 13, alta însă, adică alta diferit de celelalte. Când zice alta însă, diferit de celelalte dinainte, alta însă a căzut pe un pământ bun și a dat rod. Un grăunte a rodit 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi se audă. Și apropo, în textul nostru din Ioan spune la un moment dat Domnul Iisus, este nevoie ca sămânța să moară ca să dea rod. Credința adevărată, cea care ia rădăcină, cea care transformă pe om, cea care dă rod, pentru că credința fără fapte, credința fără rod este moartă și este nemântuitoare. Este ca și credința lui Iuda. Ține până când motivațiile reale vin la suprafață. Ține când beneficiile de la Hristos curg. Ține până când nu sunt primejdii. Ține până când nu sunt persecuții. Credința adevărată ține până când Domnul ne duce în veșnicie. Asemenea credință, mergem cu gândul în Evanghelia după Ioan la femeia samariteancă. Femeia care s-a confruntat cu Domnul Iisus și după ce a încercat să-L convingă pe Domnul Iisus de credința ei, de convingerile ei, de teologia ei, Hristos a convins-o că nu crede, nu știe, nu iubește, nu-i din Dumnezeu. Și printr-un singur cuvânt a născut-o din nou, a adus-o la viață și din starea aceea de mortăciune imediat a dat rod. S-a dus înapoi în cetate și o femeie care probabil că altfel era rușine să vorbească în public pentru că era o curvă cunoscută pentru curvia ei, pentru stricăciunea ei, s-a dus și în gură mare a început să strige pe străzi: haideți să vedeți un om care mi-a spus tot ceea ce am făcut, haideți să vedeți pe Mesia, pe Mântuitorul. Și vedem că roada ei vine imediat. Sau ne duce cu gândul la orbul vindecat, orbul care din naștere, care a stat orb, cerșetor, la marginea templului,
ani de zile, probabil zeci de ani până când Hristos a îndurat de el. Și după ce a văzut pe Hristos, după ce a crezut în Hristos, s-a lepădat de absolut orice și a considerat, cum zice Apostolul Pavel, toate ca și fiind gunoaie în comparație cu bucuria de a-L cunoaște pe Hristos. Familia lui s-a dezis de el, biserica lui l-a dat afară, sinagoga l-a exclus, prietenii lui au zis că nu-L mai cunosc. Și omul nici măcar, rețineți în acel pasaj, nici măcar nu-i reproșează lui Hristos de ce l-a ținut în suferință atâția ani. Zice, Doamne, dacă m-ai putut vindeca, dacă ai avut puterea să mă vindeci, așa de ușor, așa de simplu, nu te-a costat nimică, de ce a fost nevoie să stau 10, 20, 30, 40 de ani în suferința trupului meu? Și zice, nu a zis nimic. Pentru că a realizat că a meritat. A realizat că a stat 30-40 de ani în suferință, merită dacă finalul este să-L cunoști pe Hristos. Întrebarea care reiese este cum putem face diferența? Cum putem să verificăm chiar în viața noastră dacă este o credință adevărată sau dacă este o credință falsă? Trei principii scurte care cred că ne ajută. 1. Crezi ceea ce iubești, asculți de ceea ce iubești și până la urmă ești sau devii ceea ce iubești. Crezi ceea ce iubești. Dar dacă iubești banul, crezi banul și principiile banului. Dacă iubești lumea, crezi ce spune lumea și iubești lumea. Dacă îl iubești pe Hristos, îl crezi pe Hristos. Cineva întreba, mă uitam ieri la un videoclip, cineva întreba pe un păstor, ce pot să fac în momentele în care vin dubile în viața mea? Dubile despre credința mea, dubile despre faptul că Hristos îi cine spune că îi, că El e Mântuitorul, că El e Mesia, că El e Cel care iartă păcatele celor care vin la El și își cer iertare și să prăbușesc la picioarele Lui și că are puterea și dreptul de a ierta păcatele. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul și răspunsul era sumarizat cam așa. Poți să te duci și să faci tot felul de cercetări. De cercetări științifice, academice, în care să dovedești că lucrurile acestea care scrise în Scriptură sunt adevărate. Dar până la urmă, tot nu va fi suficient. Ce va fi suficient este dacă ajungi să-L cunoști și să-L iubești pe Iisus Hristos. Realmente să-L iubești. La fel cum îți privești soția în ochi și spui, o cunosc, o iubesc și cred ceea ce îmi spune. Să te uiți pe paginile Sfintei Scripturi, să te uiți la Domnul Iisus Hristos, să auzi vorbele din gura Lui și să zici, eu îl cred pe omul acesta pentru că îl cunosc, pentru că îl iubesc, pentru că știu că nu m-ar minți. Crezi ceea ce iubești. Dar dacă nu-L iubești pe Hristos, dacă nu ai dragoste de Dumnezeu în inima ta, cuvintele Scripturii, oricât de autentificate ar fi ele, oricâte dovezi îți aduc, nu vor însemna nimic pentru tine. Pentru că vei crede ceea ce vei iubi și dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, n-ai cum să-L crezi pe Dumnezeu. Al doilea rând, asculți de ceea ce iubești. Asculți de ceea ce iubești. Șoapta care vei băga în seamă va fi șoapta celor lucruri care le iubești. Când îți vorbește Dumnezeu, dacă îl iubești cu adevărat, vei asculta de El. La fel cum atunci când ne vorbesc cei dragi, îi ascultăm pentru că îi iubim. Și până la urmă devenim ceea ce iubim. Lucrurile care le iubim din toată inima noastră ne marchează, ne transformă. Devenim ca și ele. Dacă iubim lumea, vom deveni ca și lumea aceasta. Dacă iubim banul, vom deveni ca și banul, murdar. Iuda a iubit banul mai mult decât l-a iubit pe Hristos. Și a devenit până la urmă ca și banul. Pentru bani, pentru economie, singura valoare este banul. Banul vrea mai mulți bani. Nu contează ce costă. Vă puneți întrebarea, de exemplu, de ce vedeți la știri câteodată că sunt corporații multinaționale care fac tot felul de prostii, până acolo că sunt oameni care mor. Mor din cauza lor. Și se stă la ședința multinaționale, la bordul ședinței și pe raport scrie
din cauza că noi am tăiat niște colțuri, au murit 50 de oameni, dar profitul a fost de 1 miliard. E ok. De ce? Pentru că au devenit ceea ce au iubit. Valoarea omului, valoarea sufletului, valoarea vieții egal cu zero comparat cu valoarea banului. La fel se întâmplă și cu noi. De aceea cea mai mare poruncă, spune Mântuitorul, de exemplu în Luca 10:27, cea mai mare poruncă care a lăsat-o Dumnezeu pentru om este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Aceste două merg împreună. Dacă nu-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, n-ai nici cum să iubești pe aproapele tău cu toată inima ta. Pentru că dacă nu cunoști pe Cel care este dragoste, nu ai cum să iubești pe Cel care este lângă tine, că nu știi ce-i dragostea. Pentru că dacă iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta, până la urmă, vei crede pe Dumnezeu, vei asculta de Dumnezeu, și vei deveni ca și Dumnezeu, vei fi transformat să ai un caracter precum ceea ce iubești. Împreviți cum descrie, de exemplu, Pavel în Roman 5, când vorbește despre problema credinței. În Roman 5, Pavel spune, de aceea, fiindcă am fost îndreptățiți, justificați prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat, prin credință, în acest har, în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare. Răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde. Iar nădejdea aceasta nu ne înșală, nu ne dezamăgește. Și acum, de ce? Întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Pai vă spun, știți ce face diferența, oameni buni? Dacă iubești pe Dumnezeu, dacă dragostea Lui a fost turnată în inima ta prin Duhul Sfânt, asta va face toată diferența. Asta va face diferența într-o nădejde care înșală și o nădejde care nu înșală. Ce dragoste ai în tine? Dragostea lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu care vine prin prezența Duhului Sfânt sau dragoste de altceva. Și dragostea aceea va determina dacă nădejdea ta este falsă sau adevărat. Și momente ca și acestea cu Maria și cu Iisus există în fiecare zi. Sunt momente în care putem să ne verificăm, să vedem ce dragoste este în noi, ce iubim din toată inima noastră. Un test foarte simplu. Du-te și fă ce a făcut Maria. Un sacrificiu, un gest extravagant. Știi, bănuții aceia care i-ai pus deoparte pentru acel concediu care nu ți l-ai permis în 3 ani. Sau acea investiție care de mult vrei să o faci. Du-te, ia-i și pune la picioarele Mântuitorului și investește-i pentru El, pentru slava sa și să-L pot întâmpla doar 2 lucruri după ce ai făcut-o. 1. Vei avea cea mai mare bucurie din viața ta pentru că dragostea ta va fi dovedită de a fi fost pentru Hristos. Și nu-ți va păsa că ai dat totul. Sau 2. Vei avea cea mai mare părere de rău din viața ta pentru că ai dat ce ai iubit cel mai mult pentru cineva care n-ai iubit cel mai mult. Dar vei ști dacă iubești pe Hristos mai mult sau dacă iubești altceva mai mult. Vrei să te verifici? Știi ce trebuie să pui la picioarele Lui. Știi ce bani, ce timp, știi ce trebuie să sacrifici ca să te verifici. La Maria nu i-a părut rău. Nu s-a oprit și a zis, când a criticat-o Iuda, wow, Iuda, mulțumesc, că eu nu știam ce prostie fac. De ce? Pentru că ea simțea cea mai mare satisfacție, cea mai mare dragoste, cea mai mare împlinire și un an de zile de munca ei era egal cu zero față de această bucurie. Vrei să te testez? Vreau să mă testez? Fă ce a făcut Maria și vei ști. Vei ști dacă ești autentic sau dacă ești un Iuda. În fiecare zi putem să vedem ce reacție se produce atunci când vedem actele de sacrificiu care le vedem în jurul nostru, la frații noștri, la familia noastră.
Vrem să fim ca și Maria, ne uităm la ei și spunem, vreau și eu să fiu așa. Vreau și eu să iubesc cu tot ce am. Vreau să mă dăruiesc pe mine. Sau vom fi ca și Iuda? Acum, frate, chiar atâta timp la rugăciune și la studiu biblic și la biserică și la a sluji pe alții și la ajuta pe săraci. Frate, am familie, am probleme, am un alta. Iuda! Nici Iuda n-a venit să spună, mie îmi plac banii și eu nu vreau să dați banii ăștia pe picioarele lui Hristos, eu vreau în buzunarul meu. Sunt săraci, Doamne. Sunt nevoiți, Doamne. Care e reacția ta când vezi pe altul care iubește pe Hristos cu tot ceea ce are, cu tot ceea ce îi? Te uiți la el și zici, vreau și eu? Sau te uiți la el și spui, măi, lasă-o mai moale. Totuși sunt alte probleme în viața asta. Lasă-o mai moale, frate. Este foarte, foarte ușor să ne verificăm dacă vrem să ne verificăm. Foarte ușor. Problema este că noi vrem să trăim cu o nădejde falsă. Noi vrem să ne mințim singuri. Noi vrem să credem că suntem ca și Maria când suntem ca și Iuda. Noi vrem să credem că am dat totul pentru Hristos, dând nimică pentru El. Pe frate, eu dacă ar trebui, aș da totul pentru Hristos. Dacă nu dai când nu trebuie, adică când nu ești obligat, nu dai nici când va trebui, să fie foarte clar. Dacă acum când poți să dai liber, nu dai, nici când vei fi constrâns, nu vei da. Îl vei da pe Hristos. Îl vei vinde pe Hristos. Și Iuda era un ipocrit, era un necredincios, dar Iuda era un om religios. Și ăștia sunt cei mai periculoși. Omul necredincios, dar religios în același timp, este cel mai periculos, pentru că el învăluie necredința lui și ipocrizia lui în activitatea sa religioasă. El e versat, e stilat, el știe cum să te ia, el știe cum să-ți vorbească, el știe că întotdeauna trebuie să te ia cu pace, el știe că întotdeauna trebuie să fie la costum, el știe că întotdeauna trebuie să zică Doamne, Doamne, el știe că întotdeauna trebuie să citeze ceva din Biblie, el știe că întotdeauna trebuie să aibă o valență așa, spirituală. Dar el, de fapt, este un ipocrit necredincios care pur și simplu a învățat ce înseamnă să fii un om bisericos. Și ăștia sunt foarte periculoși. Pentru că el te ține în vorbe religioase, în acte religioase, dar el nu are nici o legătură cu adevărata credință. Și sunt cazurile cele mai grele de diagnosticat. Pentru că dacă nu ești atent, aproape că te vor convinge de sinceritatea lor și pe tine. Dacă nu ești atent, aproape că te vei convinge tu pe tine de sinceritatea ta când tu de fapt n-ai nicio credință adevărată. Frate, eu aș proba teoria asta cu ce iubesc cel mai mult, dar știi, în cazul meu sunt anumite circumstanțe care tu nu le înțelegi. Iuda. Hai, Iuda, las-o. Frate, știi, eu aș lăsa totul și te-aș urma, dar nu pot, că părinții mei, știi, trebuie să am grijă de părinții mei și trebuie ca să-i îngropă părinții mei. Întotdeauna este o scuză, întotdeauna este o justificare și cu cât suntem mai crescuți în biserică, cu cât o vom voala mai frumos în termeni religioși. Din ăștia sunt în biserică de toate felurile. Pe de o parte sunt lupii, ca și Iuda, care știu foarte bine să se deghizeze. Sunt extrem de nocivi și nu-ți dai seama până când nu scot colții. Pe de altă parte, sunt berbecii și caprele. Nu-s foarte periculoși, dar nu-s oi. Să strecură și ei în turmă, trăiesc și ei acolo, știi, și au impresia că-s oi. Dar-s capre, sunt berbeci, nu soi. Și au satisfacție deosebit de mare ca să li se spună de la cealaltă oi cât de oi sunt ei. Ideea e acolo, știi, ca să convingă ei pe ei că sunt oi. Frate, așa că sunt oi. Ce lână frumoasă am și... Bă, da, acum nu, ieși tu la biserică în fiecare duminică. Da, cred că ești oaie. Ah, ok, ești oaie. Ești berbec. Sora, așa că oița Domnului. Uite ce smerită îți și ce frumos mă rog și așa. Ești capră. Da? Și caprele vor ca să fie oi.
urâtele vor să fie mândre și așa mai departe. Asta e, asta e natura omului. Nu vrea să fie ceea ce îi, să se confrunte în oglinda vieții cu ceea ce îi și să se transforme, să fie transformat de Dumnezeu. El vrea să se autoconvingă, să se autoînșele. Lupul se strecoară. Știi, pentru Iuda probabil că când a văzut că scopul lui e cel mai mare, a zis, mai aștept un an, doi, o să vină un moment când o să pun mână pe o sumă de bani. Că totuși omul ăsta, la un moment dat când s-a văzut că Domnul Iisus avea mii de oameni care îl urmau, Iuda deja se calcula, măi, dacă ăștia toți dau zeciuială. Știi, dacă toți dau zeciuială, 5.000 de oameni, toți dau zeciuială lui Hristos. Și dacă eu iau 10% din 10%, din 5.000 de oameni, n-a mers, pentru că Hristos i-a debarasat repede pe cei 5.000 de oameni și a zis, na, când era să-mi cadă în plasă 10% din 10% din 5.000 de oameni, uite, i-o trimis ăștia repede, știi? Și acum vine la ultimul moment și a zis, un an de zile salar, frate, îmi cade asta în plasă, mi-am îndeplinit scopul și după aia îi las pe ăștia. Și din nou Hristos îi dă cu piciorul la planul lui și el zice, na, gata, nu mai pot, scot dinții afară, scot colții și fac praște pe tot, îi omor pe toți. Hristos îl debarasează și pe el foarte repede. A doua perspectivă este a lui Ioan. Ioan comentează interacțiunea între Domnul Iisus și Maria și Iuda și o comentează după faptul împlinit, da? Când scrie el Evanghelia și spune felul următor. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grija de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Și Ioan are o perspectivă absolut unică și interesantă prin virtutea faptului că el este naratorul. La momentul în care el scrie Evanghelia, el este un observator în afară. A fost prezent și când s-a întâmplat, dar acum scrie ca și narator. După ce s-a întâmplat toată povestea, în mod obiectiv, el poate lua un pas înapoi, să observe tot ceea ce s-a întâmplat de la început, de când a început lucrarea cu Domnul Iisus până la sfârșit și să comenteze asupra caracterului lui Iuda în mod foarte simplu, foarte clar, foarte limpede, foarte clinic clar. El privește evenimentul acum într-un mod obiectiv, având toate datele colectate, cunoscând rezultatul final și concluzia lui rece, clinică, concretă. Nu iubește săracii, iubește banii, este un hoț și un ipocrit. Simplu. Pentru el, ca și un observator neutru, este foarte simplu să tragă această concluzie. Și adevărul este că avem și noi o mare nevoie pentru asemenea perspectivă. Suntem prea prinși în propria noastră poveste să mai realizăm de multe ori ce este faptic și ce este fictiv. Suntem naratorul propriei povești și credem tot ceea ce ne spune. Am început să ne credem propriile minciuni și când vine cineva din exterior și face stop joc și ne spune ca și o persoană obiectivă, hei, omule, ești ipocrit, termină cu minciunile, nu știu ce poveste ai tu în capul tău, dar ceea ce faci tu acum nu vine din credință, vine din necredință. Ceea ce faci tu acum nu vine din sinceritate, vine din nesinceritate. Bine, poate că ar trebui ca să vină nu chiar așa brusc și mai cu dragoste. Dar e nevoie să vină cineva din afară și să ne spună în mod obiectiv. Hei, tu crezi că ești Maria, dar ești Iuda. Tu crezi că ești oaie, dar ești berbec. Tu crezi că ești oiță, dar ești capră. Tu crezi că ești frate, dar ești lup. E nevoie ca să avem o perspectivă exterioară. Atunci când suntem naratorul propriei noastre povești, întotdeauna ne vom picta într-o lumină favorabilă. Întotdeauna vom găsi o scuză. Totdeauna vom găsi o motivație. Oare lucrurile chiar stau așa sau numai ne mințim noi pe noi? Oare chiar ne-a păsat de săraci sau a fost doar o scuză? Oare chiar am sacrificat pentru familie sau a fost doar un pretext? Oare chiar din dragoste pentru semenii noștri sau din lipsă de dragoste pentru Hristos? E nevoie să mai cer câte o părere. E nevoie să mai te duci și să spui, frate, soră, soție, soțule, ce zici despre mine? Ce zici despre acțiunile mele în ultimul timp? Ce zici despre felul în care trăiesc? Ce zici despre felul în care îmi petrec timpul? Ce zici despre felul în care îmi ordonez prioritățile? Cum vezi tu din afară? Dacă ai fi naratorul vieții mele, ce concluzie ai trage?
pentru mine, în mod deosebit, acea persoană este soția mea. Și nu îmi place. Nu îmi place deloc. Îmi permit, pentru că nu e aici și putem tăia din video dacă stai. Ieri am avut un asemenea incident în care într-o, între ghilimele, ceartă, dacă pot să admită păstorii că se ceartă și ei cu nevestele, nu știu dacă e voie să admită, nevastă mea s-a uitat la mine și a zis, omule, tu te minți pe tine acum. Și a avut dreptate. Și nu mi-am revenit toată ziua de la chestia. Nu de aia nu e aici, nu e aici pentru că nu se simte bine. Nu mi-am revenit toată ziua de la confruntarea respectivă pentru că avea dreptate. Pentru că din afară, în mod obiectiv, a privit în viața mea și a zis, tu vii și te justifici, tu vii și știi și ai o teologie foarte bine conturată. Dar e fals ceea ce spui. Și e extrem de sănătos pentru noi să avem asemenea persoane care din dragoste vin și în mod obiectiv ne spun, omule, termină, în momentul acesta ești ipocrit. Îți ai versetele învățate foarte bine, îți cunoști textele foarte bine, îți cunoști dogmele foarte bine, dar ce faci acum nu faci din dragoste. Și nevoie să mai fim prăbușiți la pământ de când în când cu asemenea confruntări. Ca să nu sfârșim cu a sfârșit Iuda. Și aceasta încearcă să facă Iuda, să fie propriul narator. El vroia banii și încearcă să schimbe povestea, să schimbe narativul și să picteze un alt tablou, o altă scenă. El vine și spune, oameni buni, haideți să nu facem risipă, haideți să facem ceva pentru săraci. Și probabil că Iuda chiar credea. Probabil zicea, măi, nu o să-ți fur eu tot. Știi? Nu o să fur eu tot. Am să fur cât am să fur, dar ceva tot va ajunge la săraci. Și așa zicem și noi, știi? Lucrăm foarte mult și nu avem timp să mergem la biserică. Dar știi, nu-i pentru mine, e pentru familie. Da, dar sapă mai adânc. Și vezi dacă nu-i pentru tine. E și pentru familie, că au nevoie de pâine, de lapte, de așa. Dar sapă mai adânc să vezi dacă nu sunt rădăcini putre de acolo undeva. Și numai te scuz. Sau altele. Aș vrea ca să fac, aș vrea să mă duc în misiune, aș vrea să sacrific pentru Domnul, dar știi, am tot felul de lucruri, am tot felul de... Sapă mai adânc să vezi dacă nu ți-ai scris numai propriul narativ și de fapt problema e că ai o rădăcină putredă. Și ultima perspectivă a Domnului Iisus. Domnul Iisus vine și spune, lasă-o în pace. Lasă-o în pace, Iuda, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Cuvântul final al lui Hristos, când vede felul în care reacționează Iuda, Hristos vede prin fațada lui, prin această șaradă ușoară și spune, lasă-o în pace, Iuda. Nu mai tulbura femeia aceasta care e sinceră, care mă iubește. Și îmi place foarte mult grija pastorală cu care acționează Iisus. Privește la situație, îl vede pe Iuda, lupul, vede că și-a deschis gura, vede că se văd colții lui și gata ca să sară la Maria. A început ca să muște mielușeii, să muște pe Maria și Iisus nu este deloc cramponat de formalități, de politețe falsă, nu este cramponat de faptul că Iuda este ucenic și Maria este doar un musafir, nu este cramponat că Iuda e casierul bisericii și Maria e doar o simplă femeie. Nu, Hristos nu are nicio treabă cu asta. În momentul în care Iuda își scoate colții, vine și spune, lasă-o în pace, Iuda! Și dă o palmă peste față și zice, termină, ieși afară, lupule, afară! Nu te atinge de mielușel. Și cred că este atitudine corectă, sănătoasă și aplicabilă în contextul bisericii. Ești lup, capră, berbec, măgar, nu știu ce se mai poate strecura în mijlocul turmei, dar stai liniștit, adică nu avem dovezi că ești ca tare, asta este. Și Hristos l-a răbdat ani de zile. Dar dacă scoți colții, dacă ataci mielușei, dacă începi și dai la rădăcina dragostei celor care într-adevăr iubesc pe Hristos, ieși afară. Lasă-o în pace, Iuda. Nu te lega tu de ea. Tu care ești lup, tu care ești un ipocrit, un necredincios, tu care ai doar o formă de evlavie. Și Iisus dă un motiv foarte straniu pentru care Iuda trebuie să o lasă în pace. Foarte straniu.
mă așteptam la un dialog în care Hristos îi spune, uite, lasă-o în pace pentru că tu ești așa, pentru că tu ești așa, pentru că tu ești așa. Nu, Hristos spune în felul următor, lasă-o în pace Iuda, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Și această frază, pe mine cel puțin, m-a frământat mult, mi-a dat mult de gândit. Cum adică l-a păstrat? La ce se referă l-a păstrat? Păi se referă la mir, la parfumul acela. Și Hristos spune, lasă-o în pace, pentru că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Cum l-a păstrat? Pentru că vasul era spart, mirul era vărsat, actul era consumat și Hristos spune, lasă-o în pace, pentru că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Două variante. Unu. Maria chiar îl păstra pentru ziua îngropării lui Hristos, adică era conștientă că vine răstignirea și l-a pus deoparte ca să fie păstrat, ca să-l folosească în acea zi, dar bucuria evenimentului, recunoștința ei a copleșit-o în așa natură încât ea l-a folosit prematur. N-a putut să aștepte. Sau doi, Maria nu este conștientă de ce urmează să se întâmple, moartea lui care urma să vină peste câteva zile, dar acest eveniment va fi pentru ea extrem de semnificativ atunci când el va muri. Înțelegeți? Deci una este ea știe despre moartea lui, știe că vine peste câteva zile, dar nu-și poate conține bucuria și recunoștința și deși l-a păstrat pentru moartea lui, îl folosește prematur. Sau doi, ea nu știe, dar Hristos știe că acest eveniment va fi extrem de important în momentul morții lui pentru ea. Eu nu cred că Maria era conștientă de faptul că doar în câteva zile Hristos va muri pe cruce. Nu văd nimic în textul acesta sau chiar în altele care să indice așa ceva. Nu văd de ce Maria ar fi mai în cunoștință de cauze decât apostolii, de exemplu, decât restul, care atunci când Hristos a fost răstignit și a murit și a fost îngropat, erau debusolați total. Deși Hristos le-a tot zis, uitați ce se va întâmpla, voi fi răstignit, voi muri, după trei zile voi învia. Bine, Doamne, am înțeles, dar acum hai să nu mai vorbim din astea. Și erau total debusolați când s-a întâmplat. Nu văd de ce ea ar fi în mai cunoștință de cauze decât ei, care erau, cum am zis, total debusolați și total pierduți în momentul răstignirii. Eu cred că Hristos vorbește într-un fel profetic, ea nu știe ce important va fi pentru ea, ce semnificație are acest eveniment, ea nu știe că suntem la o masă de mormântare, ea nu știe că eu toate acestea le-am plănuit pentru binele ei și pentru binele toți ceea ce vor crede în mine, dar eu știu. Eu știu cât de important este, eu știu că acest eveniment este extrem de important, așa că lasă-o în pace și nu strica acest eveniment. Nu strica ceea ce trebuie să se întâmple aici. Altfel spus, lasă-o în pace Iuda, pentru că acest moment, acest gest, acest sacrificiu, această bucurie care ea o simte acum, dăruindu-se mie, va fi o ancoră pentru ea în momentul morții mele. Va fi ceea ce o va păstra înrădăcinată în mine în momentul morții mele. Credința noastră, altfel spus, este antrenată, este pregătită atunci când ea este consumată pentru Hristos, atunci când îl iubim din toată inima, când dăruim din toată puterea, când vărsăm tot ce avem mai bun, tot ce suntem la picioarele Lui, ne pregătește pentru momentele de suferință, de durere, de dubiu. Sunt acele momente care ne vor pregăti pentru suferințele care vin, care ne vor pregăti pentru Golgota care vine în viața noastră, care ne vor pregăti pentru întunericul și furtuna care sunt pe orizontul vieții noastre, pentru acele momente în care vom privi în viața noastră și vom spune, nu știu dacă mai pot să cred în El. Și Hristos spune, lasă-o în pace Iuda, lasă să dăruiască tot, lasă să mă iubească așa, ca în acel moment în care nu mai știe dacă poate să creadă, să-și amintească cât de mult mă iubește, să aibă emoțiile acelea în ea, amintirile acelea și să spună, îl iubesc! Îl iubesc cu tot ce sunt! A înviat pe Lazar, mă va învia și pe mine, va învia și el! Lasă-o în pace, Iuda, și nu-i lua acest moment, pentru că e crucial în viața ei de credință. O pregătește pentru ziua îngropării mele, când credința ei va fi dărâmată la pământ, când va sta la cruce și va privi și va spune, ce se întâmplă?
Cum omul acesta care ne-a spus că dacă credem în El nu vom muri niciodată, moare în fața ochilor noștri. Hristos spune, această dragoste care ea o varsă acum din inima ei pentru mine, o va păstra, o va ține înrădăcinată, ancorată în mine. Adevărul este că iubind învățăm să iubim. Sacrificând, dragostea noastră crește. Puneți-mi întrebarea, de exemplu, de ce vă iubiți copiii așa de mult? Pentru că ați sacrificat pentru ei. De ce mamele își iubesc copiii în mod deosebit? Durerile nașterii nu-s doar o sintagmă poetică. Mamele își iubesc copiii în mod deosebit. Când, nu știu cum e în România, eu am avut neplăcerea, ziceam eu în acel moment, ca să fiu în sala de operație când s-a născut Casey. Și după ce a trecut tot ceea ce a trecut, travaliu, durere, griji și toate celelalte, și-au luat-o pe Casey și-au pus-o în brațe la Anca și din toată durerea și din toată anestezia și din tot chinul care a durat 2 zile, n-a ieșit nimic altceva decât un zâmbet și lacrimi care curgeau pe obraz și dragoste. Durerea, dăruirea, sacrificiu a produs mai multă dragoste, nu mai puțină. Și Hristos spune, Iuda, lasă-o în pace. Lasă-o că ceea ce face acum, dăruirea ei, sacrificiul ei față de mine, o pregătește pentru suferința prin care trebuie să treacă. O pregătește pentru încercarea credinței ei care este pe orizont în doar câteva zile. Deci, Iuda, lasă-o în pace pentru că ea nu știe ce se întâmplă aici, dar peste câteva zile, când eu voi fi mort și credința ei va fi lovită, va fi zdrobită, va fi atacată de Satana care îi va șopti, ei, ce se întâmplă acum? Ea va spune, eu știu pe cine iubesc, eu știu pentru cine m-am sacrificat. Este exact acest moment care o va păstra, care o va întări. Este această dragoste pentru mine care o va păzi prin valea umbrei morții. Așa că Iuda, lasă-o în pace, pentru că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Și putem să zicem altceva decât ca dragostea lui Dumnezeu, care a fost vărsată, turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt, să ne păstreze și pe noi. Amin. Pentru ziua învierii noastre și pentru ziua revenirii Lui. Amin.